Salutare cocolișilor și bine v-am regăsit sau bine v-am găsit la un nou joculeț de Roblox în care eu sunt singură și uite, toți oameni buni, sunt într-un aeroport, afară plouă, ar fi foarte fain dacă ar ploua și în realitate, nu pare să fie foarte cald, ia uitați acolo un avion care tocmai cred că se pregătește să decoleze, este plin cu pasageri, iar noi vom pleca într-o vacanță. Acum vreau să-mi spuneți în comentarii unde ați fost voi vara asta și dacă urmează să mergeți undeva, unde mergeți și dacă ați fost vreodată cu avionul. Ia uitați, suntem în aeroport, nu am valizele la mine, nu știu ce se întâmplă, dar cred că prima dată trebuie să ne luăm un bilet de avion. Oh my god! Să vedem aici, nu știu cum facem. Dăm select. Așa, oh my god. Stați, nu ne luăm bilet de avion. Noi o să conducem un avion. Să vedem cu care mergem. Bă, ăsta e fain. Putem să dăm customize. Ăsta e locked. Owned. Bun. Customize. Hai să vedem dacă putem să-l facem mai chic. Aș vrea să-l facem roz. Dar să nu cred o să că de la Wizard. Colors. Wow, putem să-l facem roșu. Dar vreau să văd cum arată. Nu ne arată. Putem să-l facem de culoarea bălegărețului. Sau să-l facem... Hai să-l facem oranj. Custom design. Oranj. Colors. Bă, eu am selectat aici, dar nu știu dacă... Dacă mi-arată. Ah, ok. Ați văzut? Pe ce culoare să rămânem? Hai că rămânem pe ăsta, roșul ăsta. Că pare să fie foarte fain. Și aici, ci că poți să-ți faci și... Și... clasele, la economy, la business. Ce fel de scaune să ne punem? Care credeți voi că ar fi mai faine? Ăsta. Bă, dar eu nu vreau să tot mulți bani. Gata. Nu vreau să investesc prea mult. Eu vreau să merg în excursie. Să vedem. Dau select. E bun. Și acum să ne punem aici destinația. Încotro să mergem și noi. New York City, Seattle, Los Angeles, Honolulu, Tokyo. Bă, aș vrea să merg în Tokyo, dar nu cred că se poate. Hai să mergem în New York City. Da? Așa. Wow! Avem aici ce mâncăruri servim noi. Chipsuri, alune, biscuiți, covrigei, gummy bears. Wow! My God! Avem aici mufinuțe, croasante, tot felul de sandvișuri și băuturi. Guava juice. Oh, știți care e faza? Trebuie să luăm cumva în ordine. Așa, two few meals selected. Haideți să ne selectăm așa, apă, cafea, Coca-Cola. Bun. Strawberry, boba. Să zicem. Ok. Selected does not have... Se pare că este un joculeț puțin cam complicat pentru mine. Dau select. Bun, confirm. Așa, 11 pasageri maxim. Și acum hai să ne ducem. Ne lasă să ne ducem și noi mai departe. Cred că este un joculeț care va trebui să-l joc cu Felix, pentru că el se percepe foarte bine. Unde ne ducem? Aici? Mamă, dar este mult mai complicat decât credeam eu să fiu într-un aeroport. Eu voiam doar să fiu un simplu pasager care se pregătește. Aici ne controlează valizele. După cum vedeți, n-avem valize, dar ia uite-te. Se pare că o să întâlnim niște turbulențe. Oh my god. Asta cred că e pilot pentru prima oară. E ok? Am trecut? Trebuie să ne mai scanăm încă o dată? Trebuie să mergem pe aici? Security scanner. Cred că suntem ok. Așa este. All clear. Bun. Și acum ne ducem și stăm în sala de așteptare. Uitați acolo plecările. New York City. Da, acolo cred că o să plecăm noi. Start boarding. Gate 10 zicea. Că nici n-am citit, frate, unde e gate 10? Gate 1, 5, gate 6, 10. Poartă. Hai să ne ducem pe aici. Uite așa. Aici te duci când ai prea multe bagaje și nu vrei să le car după tine. Să știți că ajută foarte tare, pentru că eu odată mă închinui mult cu niște valize. Sigurică, așa că mă ajută. Să ne ducem să găsim poarta numărul 10. Ia uitați aici, sunt tot felul de oameni care așteaptă pentru zborul lor. Foarte fain. Nu este deloc de aglomerat. Bine ați venit. Expecting a smooth ride today, so the seatbelt sign should remain off for most of the flight. Okay. Thanks for flying with us and once again, welcome aboard. Se pare că eu sunt singura care merge la New York City. E 3:24 AM. La ce oră a zis că am avionul? La 4:10. Bun, trebuie să mai așteptăm puțin. Ne punem aici, așteptăm vreo aproape jumătate de oră.
Suntem zborul cu numărul 9692. Vedeți? Cocos Cristina's Airline. Așa se cheamă avionul cu care mergem. Cocos Cristina. Nu cred. Îmi place foarte tare, doar că, din câte văd eu, sunt singură aici. Mi-ar fi plăcut să mai fie și alții oameni cu care să călătorim. Eu vă zic sincer că dacă mă joc singură, nu mă pricep la jocuri. Dar stau și eu și să vedem ce iese. Acolo cred că este avionul cu care o să plecăm noi. Ne așteaptă, trebuie să trecem prin acel tunel și să ne îmbarcăm. Dar s-ar putea să trebuiască să mergem. Că era deschisă poarta, nu știu de ce am stat aici să aștept. Pentru că s-a dat deja drumul și s-ar putea... Ia uitați și voi. Ce să luăm de aici? Hai să ne ducem. Uite mă că stăteam aici și așteptam degeaba. Mersi că mi-ați păstrat loc aici în față. Mi-am pus bagajul acolo și aș vrea și eu să stau. Mă lasă și pe mine să stau. Vă rog frumos, luați un loc. Eu nu înțeleg de ce nu overheated bin. Close. Ah, eu trebuie să am grijă? Hai mă, oamenilor, închideți-vă. De fapt, nu, cred că eu trebuie să închid. Să înțeleg ce sunt eu. Sunt stewardeză sau sunt pasager? Cred că sunt stewardeză. Și eu am crezut că plec în vacanță. Hai să clic să interacționăm. Trebuie să-i spunem. Trebuie să-ți închizi centura de siguranță, te rog. Bine. La ăsta ce trebuie să-i zicem? Ia să vedem, să interacționăm și cu el. Cred că trebuie să-i zicem să stea mai bine pe spate sau nu știu. Bă, cu care trebuie să mai interacționăm? Cred... putem cu oricare? Faza este că nu mă așteptam să... Poți să-mi arăți... Să-ți pui tăvița aia. Ok, și-a pus-o deja. Click to interact. I have done that, ok. Deci se pare că ăsta și-a făcut de toate. Ăsta trebuie să-și pună scaunul puțin mai în față. Perfect! Bun, ne-am asigurat că toți pasagerii noștri sunt în siguranță. Cred că toți, nu? Nu mai are nimeni nicio nevoie. Și acum ce trebuie să facem? De mi-ar da cu săgeți. Uite aici. Aici cred că e ceva. Trebuie să închid ușa asta. Ok. Trebuie să închid ușa asta. Deci eu mi-am luat o mare țeapă. Eu am crezut că... Taxi to runway. Ok. Nu știu ce am făcut aici, dar... am făcut și eu ceva. Șervețele și ce mai este pe aici? Ah, aici sunt tot felul de bunătăți. Aici, hai să mergem puțin la piloți. Domnilor piloți! Oh, avem și o doamnă pilot. Salut! Totul e bine? Sunteți pregătiți? Eu mai am aici ceva de făcut. Vă rog frumos, lăsați-mă să-mi termin aici treaba. You're holding an item that needs to be placed in the green highlighted. Ok, se pare că am un obiect pe care trebuie să-l băgăm aici. Șervețelele, perfect. Flight attendants, please be seated for takeoff. M-am băgat și eu aici. Băi, dar trebuia să-mi dea costum dintre ăsta de stewardeză. Am crezut că o să merg în vacanță doar eu. Uite-te. Ia uitați-vă cum mergem. Sunteți pregătiți de decolare? Oh my god, nu cred că sunt stewardeză pentru o zi. Ia uitați-vă. Imediat o să decoleze. Ia uite cum ne-am ridicat. Am grijă de toți pasagerii mei să fie bine. Pe perioada de decolare nimeni nu se mișcă. Mergem la New York City, oameni buni. Unde v-ar plăcea să mergeți? Ia ziceți în comentarii. Oameni, am ridicat deasupra norilor. Nu, încă nu, suntem în nori. Băi, sunt turbulențe sau e ok? Ia uitați-vă și voi cât de faine. Toată lumea sper că este cu minte și stă la locul ei. Serving cards. This is your captain from the flight deck. We have reached our cruising altitude. The flight attendants should start their in-flight service shortly. Hai să vedem. Sit back, relax and enjoy the flight. Stați acolo și odihniți-vă. Cocos Cristina o să vă trimită tot ce vreți. Vrei ceva? Uite, ai vrea ceva să bei și să mănânci? Da, vreau biscuiți. Bine. Hai că-ți dau. Poftim. I-am dat. Nu cred. Ia uitați, am aici o grămadă de chestii din care să-și aleagă. Uite, crackers. Poftim, give crackers. Poftim, biscuiții tăi, mersi, nu cred. M-am descurcat foarte bine, dar cred că mai vrea și ceva să bea. Ai vrea și ceva să bei? Ci că da, poți am o Coca-Cola, te rog. Bine, poftim, Coca-Cola. Give Coca-Cola. Poftim. Eu sunt Cocos Cristina, să zbori ușor și să ajungi cu bine la destinație. Hai să vedem următorul. Bună, cu ce aș putea să te servesc?
Ai vrea ceva să mănânci? Ci că este ok, n-are nevoie de nimic. Hai să-l mai întrebăm, vrei ceva să bei? E ok, ok, nu este destul de pretențios. Au, ne arată deasupra ce vrea. Ăsta vrea și să mănânce și să bea. Clientul de dinainte, pasagerul de dinainte chiar n-avea nici nimic. Hai să vedem, ce doriți să mâncați? Chipsuri, give me the chips, zice. Bă, nu este deloc politicos omul acesta. E cam supărat. I appreciate it. Ok, haide că mai vrea și ceva de băut. Vreți și ceva de băut? Vreau o cafea. Bun, hai că-i dăm aici o cafeluță. Coffee. Așa. Poftim cafeaua dumneavoastră, mersi. Haide că văd că nu mai este așa de supărat pe viață. Click to interact. Ați vrea ceva să beți? Ce ați vrea? Da, vreau și eu o cafea, te rog. Uite că e cafea cu lapte, se pare. Give coffee. Poftim, cafea dumneavoastră. Mulțumesc foarte mult, Cocos Cristina, ești super de treabă. Asta văd că nu are nevoie de nimic, nu mai întreb. Că eu sunt într-asta un... o stewardeză care știe, le ghicește mințile, vedeți? Pe deasupra, știu exact ce vor. Ăștia vor niște chipsuri, hai să-i dăm niște chipsuri. Ăsta, give chips. Și acum cred că vrea și ceva să bea. Ce ai vrea să bei? Niște cafea? Bine, hai că-ți dăm imediat. Poftim, văd că toată lumea vrea să bea cafea. Poftim. Totul e bine? Cu plăcere! Wow! Ce mai zice? Mai zice cineva ceva? Cred că totul e bine, nu? This is your captain from the flight deck. We have started our initial descent and we'll be landing soon. Trash, avem și coșul de gunoi. We hope to see you again soon. Ok. Dar baia nu știu unde este. Cred că este destul de mic avionul ăsta. Are și baie? Ia să vedem aici. Lavatory. Hai să vedem. Este liber. Ne ducem și noi puțin la baie. Ne spălăm pe mâini. Cam lucrat. Avem acolo și toaletă. Super. Așa, nu uitați să rămâneți cu centurile puse. Trebuie să-l luăm gunoiul. A, super tare. Cu plăcere. Mai are cineva gunoi să-mi dea? Este foarte important să păstrăm curățenia în avion. Pot să vă iau gunoiul, vă rog? Nu cred! Cineva a venit cu pisicuța! Stai mă, că am luat pisicuța. Unde am pus-o? Uite! Cineva a venit în avion cu pisica. Nu cred așa ceva! Clar știți că nu aveți voie cu animăluțe. Oh my god, să nu pun pisica în gunoi. Ce ne mai zice? Return pet cat. Aici. Uite, îți mulțumesc foarte mult, Cocos Cristina, că mi-ai găsit. Și că ne pregătim pentru arrival. Să zicem lui ăsta să-și dea scaunul mai în față. Și lui ăsta să-și pună centura, pentru că ne pregătim de decolare, de aterizare, cred. Domnule, vă rog frumos să vă puneți scaunul mai sus, vă rog frumos. Măi, chiar trebuie să ai grijă aici de toți pasagerii, pentru că fiecare face ce vrea. Uite, trebuie să-și pună și centura. N-a vrut să-și pună centura! Bă, ăsta nu vrea să mă asculte. Nu cred așa ceva. V-am zis eu că n-am încredere în el. Ia uitați. Și ce mă fac dacă nu mă ascultă? Ce zice? Force buckle seat. Ci că o zis că o să mă aresteze. Nu cred. Force seat upright. Oh my god, ce face? Da, mă, dar trebuia să... Nu, nu pleca! Stai! Fii de treabă, te rog! Oh my god, l-am prins! Nu cred! Ce că cineva să mă ajute? Oh my god, ce se întâmplă? Bă, fraților, seat passenger, te rog frumos să stai aici cu minte. Tu asculți de mine, da? Eu sunt stewardeză și tu faci tot ce spun eu. Ia să vedem. Ăsta face sport și a adus gantere sau ce fac ăștia? Bun, hai să vedem. Toată lumea este cu minte? Eu cred că mă descurc destul de bine. Hai să vedem cum zboară avionul nostru. Ia uitați-vă și voi. Vremea pare să fie... nu prea favorabilă. Pare să se apropie o furtună. Cerul este foarte întunecat. Este gri peste tot. Mă gândesc dacă cineva mai are nevoie de ceva. Ce? O zis cineva aici ceva? Ce zice acolo? Că să... Oh my god, ăsta e supărat pe mine. E supărat că l-am pus acolo cu forța. Deci știți ce am făcut? El nu voia să se... să stea la locul lui și uitați ce am făcut. L-am pus cu bandă. Cu scotch l-am pus aici să stea. Nu cred.
și o să se răzbune pe mine și că e face parte de nu știu ce familie dintre asta de bogătași și că atunci când o să aterizăm să mă dea judecată, nu cred așa ceva. Fiecare stă pe telefon, citește o carte, ăsta are cu pisicuța, a venit lângă el. Bun, eu ce trebuie să mai fac aici, bă, oameni buni? Putem să ne ducem până la piloți, să-i întrebăm dacă totul este bine? Salut, oameni buni, vă descurcați cu vremea asta? Nu este așa de ușor să pilotez un avion, se pare. Ia uite-te, ne îndreptăm către un nor. Stai să văd dacă trecem prin ei. Oh my god, am trecut prin nori. Și nu vedem nimic, mergem așa pe încredere. Am să vă las să conduceți acolo bine, ne bazăm pe voi. Da? Eu nu știu ce trebuie să mai fac, pentru că este prima mea zi ca și... ca și stoardeză. După cum vedeți, nici măcar nu mi-a luat costumul. Ăla din spate... nu-i mai taci gura, în continuu zice că abia așteaptă. Și că tatăl lui este David Bazuca. Nu cred și... Mă, chiar dacă tatăl tău este cineva celebru, trebuie să asculți regulile și să te porți civilizat, pentru că suntem într-un avion. Hello! Da, și ce vrei să-ți fac? Ne-am mai pus în cont dintre asta. Pot să-i pun o grămadă de... Nu cred! I-am pus o grămadă de dintre asta. Peste tot! Ready for landing. Ok, trebuie să mă duc și eu aici să mă pun pe scaun, pentru că se pare că vom ateriza. Ia uitați-vă, stați să vedeți. Ok. Se pare că avem o mică întârziere, deoarece și cineva mai vrea să mai decoleze fix în fața noastră. Ia uitați-vă cum face avionul. Oh my god, a început să plouă! Sunt câteva turbulențe, cu siguranță. Ia uitați-vă cum face avionul stânga-dreapta. Acesta este aeroportul din New York! Am ajuns! Sunteți pregătiți? Wow! Știți că e foarte interesant să vezi așa tot ce se întâmplă din afara avionului, doar să stai acolo pe scaun și să citești o carte. Se pare că avem parte de o ploaie torențială aici la New York. Nu mă așteptam să fie așa vremea, am crezut că să fie mult mai cald. Oare cât timp mai plouă? Oare ajungem și noi în avion, în aeroport, uscați și în siguranță? Sau vine cineva să ne ia sau ne duce fix acolo? Trebuie să mergem cu autobuzul sau cum facem? Bine că sunt foarte multe blocuri cu foarte multe lumini. Mă așteptam să fie și mai multe în New York. Ia uitați-vă cum face curba. Continue taxi to gate. Continue. Da, mergem cu taxi, cumva. Cu taxi? Wow, interesant. Ok. Hai să vedem cum ne ducem. Ia uitați, avionul face curba și se duce perfect acolo până la aeroport. Poate intrăm și în duty free, ne luăm ceva. Dar știu că în duty free sunt prețuri destul de mari, parcă nu? Haide să vedem. Hai mă, avionule, mă, mergi mai cu viteză, mă. Pentru că ne grăbim, toată lumea deja nu mai are răbdare, hai să vedem. Hai că sunt totuși răbdători. Cred că încă fac nani puțin, a fost drumul destul de lung și au adormit. Și acum sunt curioasă să vedem, ia uitați-vă. Ne ducem aici la aeroport, mă așteptam să fie un aeroport mult mai mare aici în New York. Dar cred că de atât au avut bani acum, în Roblox. Să vedem, ia uitați cum se leagă avionul de... Cum se cheamă tuburile astea prin care trecem? Chiar nu știu, vreau să-mi spuneți dacă voi aveți cunoștința asta. Ne ducem până acolo? Toată lumea cred că începe să fie aici nerăbdătoare, vrem să ajungem. Dar eu sper să nu pățesc nimic odată ce ajungem, pentru că ăla părea să fie foarte serios și m-a tot amenințat că nu trebuia să leg. Dar eu mi-am făcut super treaba și chiar l-am legat acolo cu... mai multe benzi adezive. Sper că e în regulă, nu s-a întâmplat nimica. Ok. Trebuie să urmărim această linie galbenă cu beculețe. Plouă destul de tare, încă nu s-a oprit ploaia. Și când ajungem, măi? Nu cred ce mult durează. Bine măcar că nu a avut întârziere mare. Din câte văd, am ajuns destul de la fix. Acum, în care parte trebuie să mergem? Mă tot uit să văd unde duce linia asta galbenă. E nebunie. Parcă aveam impresia că odată ce aterizez, ajung mai repede, mai mult durează la decolare. Dar se pare că aici ne tot învârtim și să vedem unde ajungem.
Măi, piloților, sigur reduceți unde trebuie, că mi se pare că durează cam mult și oamenii deja nu mai au răbdare. Ajungem la destinație. Am ajuns în New York. Așa, 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 bun, bune. Aici trebuia să ajungem, perfect. Ia uite ce face semnul ăla. Ia uitați, nu știu dacă puteți să-l vedeți, este acolo. Și ne face semne că aici trebuie să aterizăm și să parcăm avionul. Bun, perfect. Și acum cred că este de datoria mea să mă ridic aici. Nu? A, uite, uite cum se conectează. How dare you? Ăla de acolo din spate tot comentează. Ia uitați cum se unește avionul cu chestia asta. Și o să ne... Uitați cum se conectează la ușă. Așa. Super tare. Chiar nu am avut oportunitatea să văd chestia asta așa pe live exact cum se instalează totul. Ha? Mă lasă și pe mine să mă ridic. Open. Așa. Hai că le deschidem și la ăștia. Să aibă și ei puțin aer. Și acum... Le deschid toate chestiile astea. Puteți să vă luați bagajele. Oh my god, cine a venit aici? Ia uitați că îl arestează. Nu cred. Au venit să-l aresteze. Până la urmă eu sunt în siguranță. Ia uitați, a venit poliția după el. Nu cred. Stai mă, v-am deschis la toți. Cred că v-am deschis. Uite, toată lumea pleacă din avion. Vreau să mă duc așa mai cu viteză, să văd ce se întâmplă cu ăla. Era gura de el, dar se pare că eu am fost nevinovată și eu pur și simplu... You must open all the overheated bins before completing your flight. Oh my god, am fost atât de curioasă încât am uitat să-mi termin treaba mea de stewardeză. Mă duc și să deschid toate dulapurile alea. Pentru că se pare că s-au încălzit foarte tare și mai aveam aici încă una și încă una și încă una și încă una. Bun! Am făcut niște bănuți! Primul meu salariu de stewardeză. Haideți să eliberăm avionul. Ia uitați și piloții. Sunt ultimii împreună cu mine care plecăm. Aș fi dorit și eu să am așa un costum. Îmi place foarte tare. Eu cred că m-am descurcat foarte bine. Mă pun aici ca să vă întrec. Mulțumim, domnilor piloți, dar unde ați plecat? Că voiam să mai văd. Cum am descurcat cocolișilor? Ce părere aveți? V-a plăcut să ajungeți aici în New York cu mine? Am fost o stewardeză dedicată, am avut grijă de pasagerii mei ca totul să fie bine. Le-am dat de mâncare, le-am dat de băut, am avut grijă să fie liniște. L-am și legat pe nenea acela, sper că nu o să pățesc nimic. Ia uitați, aeroportul din New York este mai mare în interior decât era în exterior. Și acum cred că o să am și o parte de câteva zile aici ca să explorez. Până la următorul zbor. Mi-a făcut plăcere și sper între timp să-mi fac și eu rost de un costum de stewardeză, pentru că sunt foarte drăguțe și cred că o să mă avantajeze mai bine, o să mă iau mai în serios. Așa că apăsați butonașul de coco like și spuneți-mi în ce țară ați vrea voi să mergeți cu avionul.